am selectat câteva probleme care s-au dat la concursul de matematică informatică și pe care le-am generalizat. Am făcut câteva generalizări. Așa stau lucrurile și cu prima problemă, în care se consideră triunghiul ABC și punctele MNP, astfel încât M este mijlocul laturii AB și punctele P și N sunt definite de relațiile AP vector egal cu 2 ori AC, iar BN este K ori BC. Ni se cere să arătăm că valoarea lui K pentru care MP este 3MN este 2 pe 3. Și după aceea ni se mai cere să arătăm că pentru această valoare a lui K, N și mijloacele DEF ale segmentelor AN, BP și CM sunt coliniare. Această prima parte a acestei probleme a fost dată la un concurs matematic. O să avem detaliile sau coordonatele acestui concurs după soluționarea și generalizarea problemei. Mai eu o să încerc să să dau o soluție acestei probleme. O să scriem aici în această aplicație OneNote. Pentru a arăta ceea ce ni se cere în prima parte a problemei, o să încercăm să exprimăm vectorul AN în două feluri. Bun, deci, ne pornind de la relațiile care ni se dau în problemă, relație de definiție practică ale punctelor P și N, o să încercăm, așa cum am spus, să exprimăm vectorul AN în două moduri diferite, în funcție de vectorii necoliniari sau liniari independenți, dacă vreți, A, B și A, C. Sigur că una dintre reprezentări va depinde de K. Deci, relația BN egal cu K ori BC este evident echivalentă cu relația AN minus AB egal cu K ori AC minus AB. Iar aceasta e mai departe echivalentă cu relația AN, de aici AN poate fi exprimată în forma 1 minus K ori AB plus K ori AC. Această reprezentare sigur că decurge din această relație. Considerând acum sau luând a doua relație, de fapt prima, în ordinea în care a fost dată în enunț, AP egal cu 2AC, vom porni de la această, vom folosi această relație acum. Deci MP egal cu 3 ori MN. Aceasta este echivalentă cu AP minus AM egal cu 3 ori AN minus AM. Iar aceasta este mai departe echivalentă cu să trec mai în stânga ca să nu încapă, 2AC. Pentru că, atenție, AP este egal cu AC.
AP este 2AC. Deci în locul AP putem pune 2AC. Minus în locul lui AM, dacă ne uităm pe figură, AM este 1 pe 2 AB. Pentru simplu fapt că M este mijlocul laturii AB. E bine, această diferență este egală mai departe cu 3 ori AN, iar în locul lui AM putem să punem și aici 1 pe 2 AB. Sigur că relația aceasta este mai departe echivalentă cu... Deci, practic, exprimăm AN în funcție de AB și AC. Deci AN este 1 pe 3 AB plus 2 pe 3 AC. Da, deci lucrul ăsta cred că este... E sigur că aici am sărit niște pași. Putem să, eventual, să justificăm lucrul ăsta separat. Deci luăm aici relația 2AC minus 1 pe 2AB egal cu... Va fi 3, deci aceasta, sigur, această relație. Egal cu 3AN minus 3 pe 2 AB. Și A este echivalentă cu 3 AN egal cu 2 AC plus 3 pe 2 AB și minus 1 pe 2 AB. Iar aici avem echivalent mai departe cu 3AN egal cu 3 pe 2 AB minus 1 pe 2 AB este AB. Iar celălalt vector este, care rămâne este 2AC. Iar asta este mai departe echivalentă cu AN, așa cum am spus, egal cu 1 pe 3 AB plus 2 pe 3 AC. De acord? Deci, iată, avem și această reprezentare secundă, să spunem, pentru vectorul AN. Zicem aceasta. Și am mai avut una în funcție de K, aici mai sus. E bine, combinând aceste egalități, deci AN deci faptul că AN este pe de-o parte egal cu 1 pe 3 AB plus 2 AC, iar pe de altă parte este egal cu 1 minus K ori AB plus K ori AC, de aici deducem, ținând seama de faptul că A și AB și AC sunt, deci AB și AC, deci AB și AC sunt necoliniari. Și bine, din astea două
rezultă K este 2 pe 3. Adică K, pe de-o parte, este 2 pe 3 datorită... Adică se identifică coeficienții, pentru că vectorii ăștia sunt necoliniari sau liniari independenți. Și sigur că și coeficientul 1 pe 3 se va identifica cu 1 minus K, dar această identificare ne conduce tot la valoarea aceasta, K egal cu 2 pe 3. De acord? Și în felul ăsta am încheiat, am demonstrat, să zicem așa, prima parte a problemei. Acum, așa cum am și figurat aici, punctul N este la intersecția dintre BC și MP. Pentru această valoare a lui K, pentru K egal cu 2 pe 3. Așa te-am întrebat. Da. Am trebuit să folosim reciproca teoremă în Menelau. Reciproca teoremă, dar mă rog aici, asta e o expunere de calcul vectorial, nu de geometrie sintetică sau clasică, să zic așa. Deci eu așa am fost anunțat că trebuie să fac o expunere de calcul vectorial. Am înțeles. Deci noi o să încercăm să rezolvăm problemele pe care le punem cu ajutorul vectorilor, cu ajutorul calculului vectorial. Și în felul acesta să vedem încă o dată, să zicem, importanța calculului vectorial în rezolvarea problemelor de geometrie. Deci, în continuare, o să încercăm să arătăm că cele patru puncte sunt coliniare. Deci, e vorba de punctele N, D și F, unde N apare deja, iar D, E și F sunt mijloacele segmentelor A, N, B, P și C, M. Bun, deci, din păcate, nu vom putea vedea tot timpul figura. Eu o să vă scriu aici lucrurile oarecum imediate, din faptul că E este mijlocul segmentului MC, deducem imediat că vectorul AE este 1 pe 2 din AM plus AC. Dar asta e mai departe egal cu 1 pe 2 din AM este 1 pe 2 AB. Plus AC. Iar asta e mai departe egal cu 1 pe 4 AB plus 1 pe 2 AC. Da, AD, D e mijlocul segmentului AN. Prin urmare, AD este 1 pe 2 din AN. Iar asta e mai departe egal cu 1 pe 2. Pentru AN am avut deja reprezentarea 1 pe 3 AB plus 2 pe 3 AC. Iar asta e mai departe egal, va fi egal cu 1 pe 6 AB plus 1 pe 3 AC. Port. Deci aceasta este, așa arată segmentul AD. Mă iertați, vectorul AD exprimat în funcție de AB și AC. Pentru AF, F este mijlocul segmentului BP. Fiind mijlocul segmentului BP, AF este 1 pe 2 AB. Plus
1 pe 2 AP. Iar asta e mai departe egal cu 1 pe 2 AB. Plus AP este de 2 ori AC, de aceea 1 pe 2 AP este pur și simplu AC. Așa? Și mai departe, pentru a arăta colinearitatea celor 4 puncte, vom încerca să exprimăm vectorii DF și NF în funcție de EF. Dar, sigur, vom începe cu EF, să-l exprimăm pe EF în funcție de AB și AC. E bine, EF este AF minus AE. Iar asta este AF minus AE. Mă rog, rezultatul este 1 pe 4 AB plus 1 pe 2 AC. Vedeți că în exprimarea lui AF, AB apare cu coeficientul 1 pe 2, iar în exprimarea lui AE, AB apare coeficientul 1 pe 4. Și la fel cu pentru AC. Deci avem această reprezentare a lui EF. Pentru DF, avem, sigur, DF este AF minus AD. Iar asta este mai departe egală cu AF minus AD. Cu un rând mai sus, nu-i 1 pe 3 AB. Unde spuneți? Acolo unde am lucrat pe E, rezultatul final, noi 1 pe 3, că ar veni 2 pe 6. Coeficientul lui AB. Coeficientul lui AB. Păi, la reprezentarea lui EF, ziceți, nu? Da. Că vine 1 pe 2 AB minus 1 pe 6 AB, noi 1 pe 3. Păi nu, pentru că... Avem în reprezentarea lui AF, avem coeficientul 1 pe 2. Aici, în reprezentarea lui AE, avem coeficientul 1 pe 4 pentru AB. Ah, ok, m-am înțeles celălalt, îmi pare rău, da. 1 pe 4, 1 pe 4. Da. Da. Dar e foarte bine că îmi puneți întrebări. Vă mulțumesc și vă rog să interveniți, sigur, când, mă rog, nu înțelegeți ceva, să stabilim și o intercomunicare cât mai eficientă. Da, bun, deci DF este, fiind egal cu AF minus AD, aceasta va fi egală mai departe. Haideți să calculăm aici, pentru, ca să nu trecem direct la rezultat. Pentru AF, coeficientul lui AB este 1 pe 2, iar pentru AD, coeficientul lui AB este 1 pe 6. Deci 1 pe 2 minus 1 pe 6, înmulțit cu AB. Iar pentru, pentru AC, coeficientul lui AF este 1, deci ar fi plus 1 minus, iar coeficientul lui AC în reprezentarea lui AD este 1 pe 3. Deci rezultatul este, ar fi 6 minus, adică nu 6, 3 minus 1 supra 6, adică 2 supra 6. După paranteză, 1 minus 1 pe 3 ori vectorul AC. Da, bineînțeles, mulțumesc. Da, sigur. Da, aici este vectorul AC, sigur. Iar ăsta e mai departe egal cu... Deci ar fi 3 minus 1 supra 6, adică 2 supra 6, ceea ce înseamnă 1 pe 3, nu? 1 pe 3 AB plus 2 pe 3 AC, nu? AC. Iar ăsta e mai departe egal cu... Ia să vedem, putem că o să continuăm așa. Dacă ne uităm la reprezentarea lui
D, F și E, F. Noi încercăm să arătăm că ăștia sunt coliniare, vectorii D, F și E, F. Sigur, în repetarea lui E, F, coeficientul lui AB este 1 pe 4. Ca să facem așa ceva, noi ar trebui să scoatem factor forțat 4 pe 3 în față și în felul ăsta mă obține 1 pe 4 AB aici. Dar să vedem ce va rămâne în drept coeficientul lui AC. Sigur că coeficientul lui AC este 4 pe 3 înmulțit cu 2 pe 3. Nu, este 3 pe, mă iertați, este 3 pe 4 înmulțit cu 2 pe 3, iar asta face 1 pe 2. 1 pe 2 ori AC. Și deci acest vector este mai departe egal cu 4 pe 3, iar ceea ce am obținut aici este pur și simplu EF. E bine, din această egalitate, din egalitatea lui DF cu 4 pe 3 ori EF, rezultă imediat faptul că DE și F sunt coliniare. Să mai facem același lucru pentru vectorul NF. Deci, NF este AF minus AN. Iar asta e mai departe egal cu AF AF este 1 pe 2 AB plus AC minus AN. Pentru AN am avut deja o reprezentare de forma... Poftim? Era 1 pe 3 AB. Plus 2 minus pe 3 AB. Plus 2 pe 3 AC. Plus 2 pe 3 AC. Iar asta e mai departe egal cu, ia să vedem, ce obținem drept coeficient al lui AB aici. Unu pe 2 minus 1 pe 3, nu? 1 pe 6. AB. Da, și pentru AC, spuneți-mi ce coeficient obținem? 1 pe 3, da. 1 pe 3 ori AC. Sigur că vrem să-l facem și să facem vectorul ăsta coliniar cu vectorul EF, așa încât ne gândim cumva să producem coeficientul 1 pe 4 pentru AB. Pentru asta, sigur, va trebui să scoatem factor forțat pe 2 pe 3 ori 1 pe 4 AB. Iar coeficientul lui AC va fi cât? Va fi 1 pe 3 ori 3 pe 2, bineînțeles. Adică 1 pe 2 AC. Iar vectorul acesta este deja EF. De acord? E bine, sigur că avem o ultimă egalitate, să zicem. Deci egal mai departe cu 2 pe 3 ori EF. Și în felul acesta, deci din toate cele trei reprezentări ale, de fapt, hai să spunem, din reprezentările lui DF și NF în funcție de EF, deci de faptul că vectorii DF și NF sunt cam în doi coliniari cu EF, de aici rezultă că toate punctele EF și N sunt coliniare. DEF, DEF și N coliniare. De acord? Bun, deci, sigur, aceasta este o soluție vectorială.
Mă rog, probabil că dumneavoastră ați putea să produceți și alte soluții folosind, mă rog, probabil o reciprocă a teoremelui Menelaus, adică reciprocă teoremelui Menelaus cumva ar trebui aplicată dacă vrem să facem oarecum mai sintetic, dar să știți că de la bun început problema are o, cum să spun, o savoare, să zicem, vectorială, pentru că relațiile care, prin care se definesc punctele P și N sunt relații vectoriale. De aceea, și sigur, soluția vectorială are avantajele ei. Da, uitați că avem foarte mult spațiu aici și, sigur, am putea să mai comentăm puțin pe marginea acestei probleme. De fapt, colinearitatea punctelor D, E și F este adevărată în configurații, să spunem, asemănătoare, dar semnificativ mai generale. Și aceasta ar fi teorema lui Newton, care ne spune că mijloacele diagonalelor unui patrulater complet sunt coliniare. Ei bine, un patrulater complet se obține dintr-un patrulater convex care are laturile opuse neparalele două câte două, până la, prelungind aceste perechi de laturi până la intersecțiile lor. Eu o să încerc un desen aici, dar rog, nu sunt sigur că voi putea face unul foarte artistic. Deci, așa arată un patrulater complet. Diagonalele sale sunt diagonalele patrulaterului convex dat, pe care le-am figurat acum, și împreună cu această acest segment, să zicem. Mă rog, pe figura noastră au fost notate cu de E. și F, și aceste puncte sunt întotdeauna coliniare. Sigur, patrulaterul inițial ar putea fi A, B. C, D, E, F, G. Hai să zicem G. D-ul este deja ocupat. Domn profesor. Da, spuneți. Dumneavoastră vă referiți la dreapta lui Euler sau la altceva? Dreapta lui Newton, cred că se numește asta. Deci, punctele acestea sunt coliniare. Dar punctele ce reprezintă? V-am spus, mijloacele diagonale. H, deci G, H, F, mai spuneți-mi un punct. După, ce literă să pun aici? S. S, bun, foarte bine. Deci D, E și F sunt mijloacele patrulaterului complet. Adică D este mijlocul diagonalei AC, E este mijlocul diagonalei GB, și acestea sunt diagonalele în patrulaterul convex inițial, A, B, C, G. Acest patrulater, așa cum am presupus de la început, are perechi de laturi opuse neparalele două câte două. Și ele, prin prelungirea, ele pot fi prelungite până se intersectează. Lucrul ăsta l-am făcut, iar segmentul HS este a treia diagonală a patrulaterului. Pentru că configurația aceasta obținută în felul acesta, deci configurația obținută dintr-un patrulater convex
cu laturile opuse, perechile de laturile opuse neparalele două de două, obținut deci prin prelungirea celor două perechi de laturi până la intersecție, se numește patrulater complet. Patrulaterul complet are trei diagonale. Deci, sigur că primele două sunt cele ale patrulaterului convex inițial, plus segmentul care unește punctele de intersecție ale perechilor de laturi opuse. Înțelegeți? Deci, așa ceva se întâmplă în general, și iar pe configurația aceasta, punctul N nu mai coincide, adică nu mai este coliniar cu cele trei. Doar în configurația noastră particulară anterioară s-a întâmplat așa ceva. Mă rog, aici rolul punctului N din problema anterioară este preluat de C, de fapt. Da. Mă rog, teorema lui Newton se poate și ea demonstra folosind calculul vectorial. Dacă o să ne rămâne timp, am putea să ne gândim la... Adică să facem o demonstrație aici, dacă vă interesează. Dar eu mi-am pregătit, n-am pregătit, să spun așa, demonstrația teoremei lui Newton, o putem face, nu e așa o problemă asta. Dar, în schimb, am pregătit această problemă 2, în care ni se dau punctele P și Q în planul triunghiului ABC, date de aceste relații. Iată. Prima relație, această relație definește punctul Q și această relație definește punctul P. Ni se cere să arătăm că punctele P, Q și M, mijlocul laturii AB, sunt coliniare. Da, deci haideți să încercăm să arătăm că punctele P, Q și mijlocul M al laturii AB sunt coliniare. Sigur că tehnica este aceeași. Și, mă rog, revine la faptul, l-a arătat faptul că vectorii MP și MQ sunt coliniari. Pentru asta o să începem să exprimăm pe acești vectori, MP și MQ, în funcție de vectorii AB și AC. De exemplu, MP... este AP minus AM, iar asta este mai departe egal cu AP minus 1 pe 2 AB. Iar MQ este AQ minus AM, iar AQ este mai departe egal cu lambda minus 1 supra 2 lambda minus 1 ori AC minus AM este 1 pe 2 AB. Deci minus 1 pe 2 AB. Deci, sigur, vectorul MQ deja este exprimat în funcție de AB și AC. Pentru a-l exprima și pe MP complet, adică doar în funcție de AB și AC, mai trebuie să-l exprimăm pe AP în funcție de AB și AC. Sigur, vectorul AP deci, pentru a determina pe AP, o să apelăm la relația
dată pe C egal cu lambda ori AB. Pe C egal cu lambda ori BC, mă iertați. Deci pe C egal cu lambda ori BC. Sigur că tehnica este aceeași, se scriu vectorii ăștia ca se AC minus AB egal cu lambda ori AC minus AB. Iar asta e mai departe echivalent cu a spune că AP este 1 minus lambda AC plus lambda AB. Și atunci vectorul MP pentru vectorul MP o să scriu mai jos aici ca să am loc. Deci MP este fiind AP minus 1 pe 2 AB. Asta va fi mai departe egal cu 1 minus lambda AC plus 1 pe 2. Bine, plus lambda, sigur, mai este un lambda AB și încă minus 1 pe 2 AB. Iar rând mai departe. Da? Mulțumesc, puteți reveni. Da. Bine, eu cred că soluțiile le veți avea și scris așa la text. Deci, avem mai egal mai departe, deci cu 2 lambda minus 1 o să fie, 2 lambda minus 1 supra 2 ori AB, plus 1 minus lambda ori AC. Dar asta e mai departe egal cu 2 lambda minus 1 îl scoate în factor forțat, 2 lambda minus 1 în fața parantezei și o să avem în paranteză 1 pe 2 AB plus 1 minus lambda supra 2 lambda minus 1 supra plus 1 minus lambda. AB 2 lambda minus 2 lambda 2 lambda minus 1, da? AC. Așa este? Dar ăsta e mai departe egal cu 1 minus 2 lambda pe lângă minus 1 pe 2 AB plus lambda minus 1 supra 2 lambda minus 1 ori AB. Iar vectorul ăsta este MQ. Deci rezultatul este într-adevăr 1 minus 2 lambda ori MQ. Sigur, aici lambda este un scalar diferit de 1 pe 2, de aceea ne putem permite să punem pe 2 lambda minus 1 la numitor. De altfel, situația în care lambda este un 1 pe 2 corespunde aceste drepte albastre, care este paralelă cu AC. Deci, adică linie mijlocii, care este paralelă cu AC și care nu mai dă un punct de intersecție cu dreapta, un punct de intersecție cu dreapta. AC. Da, deci tehnica este cam aceeași. Sigur că problema aceasta probabil că nu știu, probabil că se poate face și așa clasic folosind reciproca teoremei lui Menelaus, dar și calculul vectorial, să zic așa, are să spun savoarea lui.
Da, deci am scris aici că pentru lambda egal cu 3 pe 2 obținem problema 1 care a fost dată la concursul Mate Info UBB din 16 aprilie 2016, proba scrisă. Bun, următoarea problemă este o problemă cu un patru la ter. Mi se dau MN pe Q, mijloacele laturilor A, B, B, C, C, D, respectiv de A, a patru la terului oarecare A, B, C, și R, punctul de intersecție a dreptelor MP și NQ. Mi se cere aici să arătăm că MP plus PQ este 0 și după aceea că RA plus RB plus RC plus RD este 0. Cred că, mă rog, și această problemă a fost dată, sau, mă rog, punctul A a fost dată la un concurs din ăsta în anii precedenți. Aici este punctul R. Și soluția, cred că este, o putem face foarte rapid. Faptul că vectorii M, N și PQ sunt opuși. Ia să vedem cine ne poate spune de ce vectorii MN și PQ sunt opuși. Nici nu mai, cred că nici nu-i cazul să mai scriem o soluție pentru partea asta, nu? Ce părere aveți? Poftim? Sunt liniile și cele două triunghiuri. Da, sigur. Deci vectorul de bază comună. MN plus PQ. MN plus PQ. Deci MN este 1 pe 2 din AC, din vectorul AC, iar PQ este 1 pe 2 din CA. Și cu asta, sigur, obținem 1 pe 2 AC plus CA, care este 0. Pentru suma celor patru vectori, deci RA, plus RB, plus RC, plus RD, deci dacă ne uităm la RA, să zicem, și îl combinăm cu RB, RA plus RB este de două ori vectorul RM. Iar RC plus RD, n-am mai uitat, deci RC plus RD este de două ori vectorul RP. Dar vectorii RM și RP sunt opuși, sunt clar opuși, pentru că R este, bine, patrulaterul MNPQ este paralelogram, asta e un lucru pe care merită să-l observăm din chiar această egalitate. Așa încât diagonalele lui M, P și NQ se înjumătățesc. Adică R este practic mijlocul diagonalelor M, P și NQ. Deci de aici rezultă că R este mijlocul comun al diagonalelor MP și NQ. Și deci MP și da, și NQ. Așa încât ceea ce avem aici este într-adevăr 0. Este vectorul nul, deci rezultatul este 0. Și cu asta, sigur, putem să trecem la o generalizare. Deci am, sigur, aici am
observat faptul că problema 3A a fost dată la concursul Mateinfo UBB 2021, proba scrisă matematică. Da, deci am pregătit, să zic așa, și o generalizare acestei probleme. Deci se dau MNPQ punctele pe laturile ABC, ABCCD, respectiv DA, al patrulaterului convex ABCD, care împart aceste segmente, raportele lambda, mu, nu, toate mai mari decât 0, respectiv 1 supra nu. Și acum aici explic ce înțelegem prin rapoartele astea, prin faptul că MN, P și Q împart acele segmente, rapoartele MN, P și Q. Știți că este important să știm definiția acestor rapoarte, știți, pentru a determina vectorilor de poziție în funcție de vectorii capetelor. Definiția acestor rapoarte se mai schimbă de la un autor la altul. E bine, eu am preferat să zic așa această definiție pentru rapoarte și ni se cere să arătăm că MN plus PQ este 0 dacă și numai dacă lambda și nu sunt egale, iar nu și nu sunt inverse. Pentru asta am considerat un punct arbitrar din planul patrulaterului, deci fie O. Deci, din egalitatea sau din definiția, să zicem, punctului M, prin relația AM egal cu lambda MB, asta sigur este echivalent cu faptul că OM minus OA este egal cu lambda ori O B minus OM. Iar asta e mai departe echivalent, această relație este mai departe echivalentă cu faptul că OM este egal cu OA plus lambda OB supra 1 plus lambda. Așa este. Deci, dacă trecem în membru stâng toți termenii care conțin pe OM și în membru drept termenii rămași, obținem așa ceva. Ma, sigur, merită să observăm că lambda nu poate fi minus 1, adică 1 plus lambda poate fi pus la numitor, mă iertați. Sigur, aceasta este o formulă cu care, sau pe care dumneavoastră probabil ați întâlnit-o și sigur am putea să scriem pentru celelalte puncte vectorii ăștia de poziție direct, dacă doriți. Dar eu pot să și fac calculul ăsta pentru fiecare din ele, deci pentru N, de exemplu. Sigur, considerăm relația BN egal cu mu ori MC, cu faptul că ON este mu ori ON minus OB, sigur, ON minus OB. Egal cu mu ori OC minus ON. Iar asta e mai departe echivalentă cu faptul că ON este OB plus mu OC supra 1 plus mu.
pentru CP. CP fiind egal cu nu PD. Nu, așa s-a dat. Da. CP este nu PD, iar asta e mai departe sigur echivalent cu faptul că OP minus OC este nu mulțit cu diferența OD minus OP. Sigur, aceasta va fi mai departe echivalent cu faptul că OP este OC plus nu OD supra 1 plus nu. Ma sigur, de fapt, aici, prin aceste rapoarte, sigur, înțelegem așa ceva. Deci, în cazul ultimului raport, avem, de fapt, 1 supra 1 plus nu ori OC plus nu ori 1 plus nu ori OD. Așa ceva înțelege prin acest raport. Și la fel și cu celelalte. Sigur că reprezentările inițiale sunt oarecum mai compacte. Bun. Sigur, mai avem de exprimat vectorul OQ. Pentru asta, sigur, vom folosi relația DQ. 1 supra nu ori QA. Echivalente cu OQ minus OD egal cu 1 supra nu ori OA minus OQ. Am fi putut trece poate din la pasul acesta OA minus OQ egal cu nu ori OQ minus OD, iar asta e de parte echivalentă cu OQ egal cu OA plus QOD plus nu ori OQ supra 1 plus nu. Adică OQ este 1 supra 1 plus nu ori OA plus nu supra 1 plus nu ori OD este aici mai deci este OD. OD. Da. Având acești vectori exprimați, sigur, relația MP plus NQ este, are loc, MP plus NQ egal cu 0 este echivalentă cu OP minus OM plus OQ minus ON egal cu 0. Și, sigur, așa ceva se întâmplă pentru orice O din planul B. Reprezentările pe care le-am dat pentru vectorii de poziție a punctelor M, N, P și Q au loc pentru orice punct O din spațiu, din plan. În planul patrulaterului. Deci aici, prin P, înțelegem planul patrulaterului. Ok, deci această relație este mai departe echivalent cu... și acum, pur și simplu, înlocuim vectorii de poziție OP, OM, OQ și ON cu vectorii
pe care am găsit, adică cu egal, vector egal cu ei, cu reprezentările lor pe care le-am dat mai înainte. Deci pentru OP avem OB plus mu OC supra 1 plus mu. Pentru OM avem OA plus lambda OB supra 1 plus lambda plus OQ avem OA plus nu OD supra 1 plus nu și minus ON care este OC plus nu OD supra 1 plus nu și asta este egal cu 0, cu vectorul nul. Sigur, ultimele doi termeni, să zic, au același invers, să spunem așa, în față. Acest 1 supra 1 plus mu, plus nu. Așa încât termenul acesta cu nu se reduce pentru că el odată apare cu plus și odată cu minus. Deci, practic, în această reprezentare, OD dispare, de fapt. Și ne rămâne doar O. Deci, o să avem doar coeficienți eventual nul pentru OA, OB, OC și OC. Deci, pentru OA avem diferența 1 supra 1 plus nu minus 1 supra 1 plus lambda mulțit cu OA plus diferența 1 supra 1 plus mu minus 1 minus lambda supra 1 plus lambda mulțit cu OB și încă plus diferența mu supra 1 plus mu minus 1 supra 1 plus mu mulțit cu OC egal vectorul nul, iar această egalitate are loc pentru orice punct O din planul patrulaterului, din Pi. E bine, luând, de exemplu, în calitate de O, luându-l pe O să fie egal cu A, o să obținem o combinație a vectorilor AB și AC. Deci, dacă O este A, vă imaginați că acest prim vector este 0, al doilea vector este AB, iar al treilea este AC, care va fi egal cu 0. Dar vectorii AB și AC fiind necoliniari, egalitatea cu 0 este practic echivalentă cu egalitatea cu 0 a coeficienților. Și la fel, practic, în felul ăsta am arătat că ultimii doi coeficienți sunt 0, iar primul va fi 0, va rezulta că este 0, luând, de exemplu, O egal cu B. Deci, în orice caz, această egalitate cu 0 este practic echivalentă cu faptul că, cu următorul sistem, și este echivalentă cu sistemul 1 supra 1 plus lambda minus 1 supra 1 plus nu egal cu 0, 1 supra 1 plus mu minus lambda supra 1 plus lambda egal cu 0, mu supra 1 plus mu minus 1 supra 1 plus nu egal cu 0. Iar acest sistem este mai departe echivalent cu prima ecuație e echivalentă cu faptul că lambda este egal cu nu. Sigur, a doua o să fie 1 supra 1 plus mu egal cu lambda supra 1 plus lambda. Iar ultima este, înseamnă mu supra 1 plus mu egal cu 1 supra 1 plus nu. Dar sistemul ăsta e mai departe echivalent cu lambda egal cu mu,
asta rămâne. Mă rog, aici dacă mulțim, subținem practic lambda mu egal cu 1 și la fel aici mu egal cu 1. Dar asta e mai departe echivalent cu faptul că lambda este mu și mu ori nu este 1. Pentru că cele două, ultimele două ecuații este una și aceeași, dacă lambda și nu sunt egal, nu? Adică, practic, am arătat ceea ce ni s-a cerut în problemă. Și în felul acesta am evidențiat o familie, o întreagă familie de perechi de segmente care se sprijină pe laturile AB, BC, respectiv CD și DA, și care formează paralelograme. Deci e vorba de o familie de paralelograme înscrise, să zicem, în patrulaterul convex inițial. Sigur că paralelogramul de care am vorbit în problema anterioară este unul dintre ele și el corespunde probabil că lui lambda corespunde pe lui lambda egal cu mu egal cu 1 și la fel mu egal cu lambda egal cu mu egal cu nu egal cu 1. Da. Bun, deci dacă sunt întrebări legate de... Dacă nu, am putea să trecem la observația următoare, practic o consecință imediată a problemei rezolvate, care ne spune așa ceva, că dacă M, N, P, Q sunt punctele laturilor A, B, C, B, C, D, respectiv A, D, patrulaterului convex ABCD, care împart aceste segmente în raportul alfa, și am scris aici ce înțelegem prin acest raport, atunci MN plus PQ este 0. Deci patrulaterul MNPQ este paralelogram. Bun, deci odată ce am construit această familie de paralelograme, pentru fiecare dintre ele putem să considerăm punctul de intersecție a diagonalelor sale. Deci am notat din nou cu R punctul de intersecție a diagonalelor și am cerut să arătăm în problema 5 că suma vectorilor RA, RB, RC și RD este 1 minus alfa supra 1 plus alfa ori AB plus CD pe de o parte sau 1 minus alfa supra 1 plus alfa mulțit cu AD plus CB. Sigur că, din nou, alfa nu poate fi minus 1. Atunci poate fi 1 plus alfa poate fi pus la numitor. E adevărat că din ultima egalitate, din această egalitate, rezultă imediat că vectorii, adică mă rog, ar trebui să avem egalitatea aceasta, AB plus CD egal cu AD plus CB. Dar așa ceva se întâmplă într-adevăr, pentru că dacă trecem vectorii din dreapta în membru stâng și inversăm ordinea punctelor, sigur vom avea AB plus BC plus CD, îl avem deja aici. CD. Și iar AD trecut dincolo devine DA egal cu 0. Dar așa ceva are loc, într-adevăr. Egalitatea asta este evident adevărată. De altfel, suma vectorilor construiți pe laturile unei linii frânte închise este întotdeauna egală cu 0. Asta e o proprietate generală. Deci,
Și sigur, prima problemă pe care am făcut-o cu 4 la TER, prima problemă cu 4 la TER, problema 3, cred că este în lista noastră, este un caz particular al acestea și se obține pentru alfa egal cu 1. Acolo am avut că am arătat că suma vectorilor RA, RB, RC și RD era 0. Da. Deci, pentru a rezolva problema, o să să vedem cam cât spațiu avem. Da, avem de sub spațiu, nu o să mai folosesc spațiile astea laterale. Sigur, punctul O este iarăși unul dat, arbitrar ales totuși în planul 4 laterului și pentru adică vectorul OR este poate fi reprezentat evident în forma 1 pe 2 OM plus OP. Pentru simplu fapt că R aici avem punctul R. R este acest punct, intersecția diagonalelor paralelogramului MNPQ. Da, deci OR este evident 1 pe 2 OM plus OP, iar ăsta e mai departe egal cu uh, 1 pe 2 mulțit cu OM era OA plus alfa OB supra 1 plus alfa. Plus OP este OC plus alfa OD supra 1 plus alfa. Dar asta e mai departe egal cu 1 supra 2 pe lângă 1 plus alfa ori OA plus alfa supra 2 pe lângă 1 plus alfa ori OB plus 1 supra 2 pe lângă 1 plus alfa OC și încă plus alfa supra 2 pe lângă 1 plus alfa ori OD. Da, deci la același rezultat ne conduce și reprezentarea OR. Deci putem să scriem acest lucru la același rezultat. OR egal cu 1 supra 2 ON plus OQ. Așadar, să trecem aici, așadar, RA plus RB plus RC plus RD. Vectorii ăștia se scriu toți în forma OA. Deci vectorul ăsta este OA plus OB plus OC plus OD minus de 4 ori OR. Pentru fiecare dintre ei este o diferență. Primul este, de exemplu, OA minus OR, al doilea este OB minus OR, al treilea este OC minus OR și, în sfârșit, al patrulea este OD minus OR. Iar acest vector va fi mai departe egal cu 1 minus 2 supra 1 plus alfa. Folosim, sigur, reprezentarea pe care am dat-o lui OR mai înainte, mulțit cu OA plus 1
minus 2 alfa supra 1 plus alfa ori OB plus 1 minus 2 supra 1 plus alfa ori OC și în sfârșit plus 1 minus 2 alfa supra 1 plus alfa ori OD. Dar asta e mai departe egal cu, făcând calculele aici, o să obținem alfa minus 1 supra 1 plus alfa OA plus 1 minus alfa supra 1 plus alfa ori OB plus alfa minus 1 supra 1 plus alfa ori OC și încă plus 1 minus alfa supra 1 plus alfa ori OD. Iar acest vector este mai departe egal cu 1 minus alfa supra 1 plus alfa pe lângă OB minus OA plus OD minus OC. Și asta e mai departe egal cu 1 minus alfa supra 1 plus alfa. OB minus OA este AB. Iar OD minus OC este CD. Sigur că ăsta este egal și cu 1 minus alfa supra 1 plus alfa și diferențele acestea le putem grupa și așa, OD minus OA plus OB minus OC. Și rezultatul o să fie 1 minus alfa supra 1 plus alfa. OD minus OA este AD. Iar OB minus OC este CB. Și cu asta am încheiat ceea ce vreau să prezint astăzi. Și sper că experiența pe care ați avut-o urmărind acest această expunere să vă fie de folos în formarea dumneavoastră ca și ca geometric, să zicem.